Vreme destul de frumoasă la munte. Iubitorii de ascensiuni montane vor avea parte de o vreme frumoasă, dar instabilă. Aversele nu vor lipsi nici în acest sfârșit de săptămână. Așa că salvamontiștile le comandă tuturor celor care vor să petreacă câteva zile libere la munte să vină echipați corespunzător și în special cu haine de ploaie. Vremea în munte de obicei e foarte schimbătoare și în acest weekend se anunță vreme frumoasă, dar cu posibile precipitații după masa sau ușoare creștere ale vântului. Frig nu o să fie încă, dar e o diferență între temperatura din Văi și de la Șes față de cea din zona alpină. Deci este mai răcoare dimineața și seara și recomandăm turiștilor să, în primul rând, să se orienteze bine unde vor să meargă, să se informeze asupra traseului și zonei, să respecte marcajul și așa, și referitor la vreme, neapărat pelerină de ploaie și ceva de vânt și pentru căldură. Mai mult, salvamontiștile recomandă turiștilor să fie atenți atunci când se deplasează pe potecile alunecoase. Nu de puține ori, chiar și oameni cu experiență au alunecat și s-au accidentat grav. În condiții de astea trebuie atenție mai mare în deplasare, că multe accidente le-am avut din neatenție, din oameni care au fost cu multă experiență, dar de rutina eu am dus în faza de a merge așa mai căscat, să zic așa, și se pot întâmpla accidente destul de grave dintr-un un gest minor, o împiedicare, o alunecare. La cabanele din munții Făgăraș sunt deja foarte mulți turiști atât din țară cât și de peste hotare.